mult de când mă știu prin satele de munte și mi-a fost dat să văd și să simt zbaterile de zi cu zi ale oamenilor. Mulți dintre ei au ales să fie liberi. Viața conjugală le lipsește. Au renunțat la cununiile legate cu lanțuri. Au ales jugul singurătății. Au ales libertatea. Am mers pe Valea Rohie atunci când se socotește că vara s-a încheiat și că se lasă frigul de toamnă, atunci când se spune că pământul se închide și ia cu el gâzele și ierburile de rămân doar plantele magice. La un moment dat, pe Valea Rohiei, l-am întâlnit pe Ion Chină. Pășea grav, cu conștiința că are de făcut un lucru pe lume, că are de dus un lucru până la capăt. Părea un om din altă lume. Aspru din fire, cu trupul scățiv, ochii ageri și fața brăzdată de timp, Ion se grăbea să ajungă acasă, la oile și vacile lui. După primele vorbe, mi-am dat seama că am de-a face cu un om singuratic, pentru care ispita a fost cunoașterea lumii și a vieții. Am ajuns în sat și în jurul lui s-au adunat animalele, oile, berbecii, câini. Oamenii au devenit suspicioși. Se întrebau între ei, în șoaptă, oare ce află lumea la Ion de-l caută. Ion este considerat de săteni exaltat, plin de nebunie. Noi am avut o permanență noastră și încrederea în Dumnezeu. Zic, Doamne Dumnezeule, m-am rugat, fă-mă să pricep lumea. Tata nostru, carte nici mama. Obsesul a fost cunoașterea. Mă, dacă fac perfecțiunea. Uite, când îmi pierd urechea, psihologa, care într-un proces de un an, ofițerul Uzera să țin ucide și, mă rog, ce s-a întâmplat în Gara Brașovului? S-am salvat o fată să nu fie moartă și ea. E psihologa, nu putea intra într-un proces atât de mare fără să facă, e normal omul sau nu. Și îmi spune femeia aceasta, zice, care este idealul dumneavoastră? Desăvârșirea și perfecțiunea. Și cu lacrimi în ochi, zice, ai grijă de tine. Mă mută de la Petroșan politic. Era cel mai bun trăgător. O greutate de 7 kg, aruncam 16 metri. Campionul pe trupe, Bunaru 17. Comandantul companiei din Cluj zice, dacă am doi nebuni ca și China, dorm liniștit din lângă nevastă. În librăria Crețulescu s-a lansat o carte, Virtus Romana Rediviva. Nu știu dacă ați auzit careva de ea. M-ați auzit-o? Nu. La Pod Larcole în Italia, regimentele năsăuzene l-au ținut pe Napoleon 3 zile. Băi, ce Dumnezeu, nu puteam rupe, mă, cordonul. Era pălării cu bor larg, făcute de Maria Tereza, că am avut noroc că de nu era Blajul sau Strecin, eram măturați reforma, pierdem limba, că limba e brevetul națiunii. Și numai vine Napoleon împăratul, zice, mă, ce Dumnezeu, ce ataca feciorul ăia cu pălărie, zice, încă o dată și bine feciorul. Și atunci împărățesele de perla armatei austro-ungare și zice Napoleon, dacă avem încă armata mea de cercetași ca acest 300 de bravi feciori, cucerem continentul și conchide Vasile Danco sau așa ceva, că românii ori sub ce pavilion o lupta s-o acoperi de glorie, domnule. Indiferent că o lupta sub băltasul ăsta. Și noi am fost structură, dar eu spune la țară, dacă regia națională Renault, o fost regie de stat în Franța, nu fost proprietate, zice așa, că dacă tușește Renault-ul stărnută Franța, dacă o căzut casa asta, o căzut țara, că ne-am considerat de elemente de susținere, mă. Și acum eu mă luptam. Mă lupta ca să nu mor ca o jucărie stricată. Din vorbă în vorbă, Ion mi-a mărturisit multe, mi-a vorbit despre sat,
despre animale, despre școlile unde am învățat, despre facultăți, despre momentele importante din istoria țării și a satului, despre grofi, despre personalități naționale și universale. Ioane, cum o fac concurența la facultate când ai dat-o? Bă, oricum am intrat. La instalație am intrat cu 9. La fizică am intrat cu aproape 6,50, 20 înapoi a mea. Eu în ochii mai mari de 6, eu mă tăm minuni. Mă trimite profesorul Neagu de matematici speciale de la satul mare să știe tabla. Mă uitam numai din anfiteatru politic și peste ziduri de ardeam de școală. Cine mai are să șteagă tabla? Eu. Amfiteatrele erau și un ungalt, un politehnic. Mă duc eu numai mai și mă duc și șterg tabla la fratele lui ăsta de la Bistrița, mă, cu... Mosil, cel mai mare, avea o evreică și Grigori preda fizică. Șterg tabla, jumătate, apare o rumoare în hală. Bă, îmi cer scuze, domn profesor, vreau să-mi iertați, am nimerit în alt amfiteatru, zice cea. Mă, proști oameni, aveți, nu mai știu de unde ești, că mie îmi stătea capul la cărți, du-te, întreabă. Rohia nu se poate traduce, ori de la rogul culme, ori de la roc, van de roc, design. Țicleiul l-am tradus eu, de la ciclu. În Marea Mureș, ci trece în ți, ciplea trece în țiplea. Șeful secției de termodinamică nucleară era Ciplea Liținiu, de Marea Mureș, eu am Purica. După aia vine Moise alias Pop, Biserica Albă, Șanț, Moisil, avea o jedovancă, după aceea vine Grigore, fizicianul. S-au dat oameni mari, bă, Prodan și alții din Marea Mureș. Acela au rămas Marea Mureșul Voivodal, că până la larga au fost cohortele romane, de acolo au fost și liberi. Și-a pe Timotei și părul zice așa, nu mi-a plăcut de el de vorbea. Bă, zice, ce de la Roma? Două legiuni, dai că eu de fine am jurul Devei. Ce-o vă mai rău colonizat? Pe mine și pe alții. Și teoria lucrurilor vine făcută lui Tadeu Scotarbinski. Bă, zice, în orașul românesc chiar așa am avut niște frisoane. Este o fântână pe care scrie, cuceritorule, de-i cucerie acest oraș, lasă fântâna, că și ție ți-a trebuit apa. Nu poate fi fericirea și dacă ne caz, nu poate fi dacă se apropie o criză, o secetă. Că dacă nu-i bine acolo, vine și pe tine necazul. Deci trebuie să avem o globalizare, dacă e vorba, mă. Înțelegi? Și cine-i tare, cine poate să te învingă pe el. Viața lui om se aseamănă cu nebunia, dar cu acea nebunie creatoare, dătătoare de bine. Ion a ieșit din rostul și rânduiala satului. Pentru el nu există sărbători, pentru el timpul și vremea sunt nedefinite. Animalele îi rânduiesc viața, aspră ce-i drept, dar adevărată și plină de taine. Păi cine așa de sărbători, de Crăciun, te colindă cineva? Tata nu se putea ruga de că mergi, că când se zică și neartă nouă greșelile noastre, mireasa lumea de comuniști. Zice, mama, mă, nu te băga la ăsta în cap, copiii nu trebuie să-l ție nici prieteni, nici dușmani. Urăi sinucigașă, ca respect față de tata, tatul lui a murit la Piave, am ucicer de Francis Păcurariu, poate vă știți mai bine geneza, cu Mackinson, când trece apa Piave, dar eu spus la camarazii Nesa, nu ieșiți din... de cunguri că eu nu mai viu mor. Atunci o intervint aviația franceză și engleză de-o bombardat Rutoc, Piava și la fiul meu Ioneca pe toți. Tatăl a rămas de 5 ani. A rămas un moș cu o rezervă de bani mare, două cupe de zlot, care intravilanul grofului l-a întrebat că dacă nu vrea să cumpere. Tatăl a auzit așa, noi suntem datori să ne rugăm. Dumnezeu, dacă ne binecuvintează munca bine, cu puterea nu putem. Sau cum zice Pavel, nu veniți la biserică datorită oratorismului, carismei, fluidității, cum era la Kremlin, niște preoți care mereu.
ci veniți datorită jertfei. Nu vă uitați cine vă vorbește. Că nu cel ce aleargă la cel ce vrea Dumnezeu. Sau, și noi am mers pe ideea aceasta. Casa lui, grădina lui, seamănă cu Eden. Sunt înconjurate de pomi, iar aceștia îi dau frumusețe vieții. M-am plimbat cu Ion prin grădină și am dat ocol casei. M-a impresionat simplitatea vieții lui. Brândușele de toamnă din coasta dealului îi surâdeau, făcându-și loc printre frunzele gălbui aurii, ca și cum ar vrea să-i spună că nu-i singur pe lume. Că nu-i înger, ci om cu neputință. Este un loc al energiei spirituale. Lemnul ăsta, vezi-l tu, zice tata, e lemn din Pohoi, foarte vechi. Lemn din Pohoi. Dar a fost casă binecuvântată, veșnicii săruta închetorile, zice tata, în căs și în lucru de ții să nu bați, lemne de furat, nici în blasteme, nici în sărbători, în lucruri de țiși. Mă, când furi, cum ai furat, așa să dai. Nu să-ți clădești permanență pe blasteme și pe lucruri nebinecuvântate. Ați odurni rușii, prin ruși. Vine, în casa noastră a venit tata din Tondial, Valea Mesteacului. Tata nu s-a cunoscut părinții, dar când s-a uitat la ochi, era un basarabean. Inginer topograf făcea harta frontului. Aici nu s-a ținut, numai podul lăpușului a fost aruncat, frontul s-a ținut puțin pe somn. Aici așa. Zice tata, mama frumoasă, tânără, Horinca, avem, dar am fi evitat. În măgoja lui Buzura îl omoră pe ficorator rușii. Că i-a spus unul știer că i-a burs, a aruncat o grenadă de anticipare și l-a omorât, că l-a vrut să scape. Zice tata, stau departe, nu aici. Am avut un brici de la Gogo Rădulescu, cum ține o făcior în casă. Și o dat să se bărbilească și rusul nu l-ar și dată. Și atunci zice inginerul basarabian, dă-i pe rusește că e bărbos. Și apoi zice, mă, tata, tata, nu știe ce e românește, la camaradul rus nu arăste ce lucruri. Eu veșnic m-a rugat să pricep lucrurile și o parte le pricep. Să știi că pricep anumite, sunt anumite lucruri care le simți. Nu le poți comunica, că sunt legi analitice. Ai scris o formulă și ala NASA face racheta ta. Dar sunt lucruri care nu le poți comunica, dar le simt. Tata i-a spus la mama, tu mă arici că eu-i muri, pe ce știi? Pe ce știi și tu când ești în locul meu, tu hai să colindăm și să primim moartea și, și binele și răul. Sunt anumite lucruri, dar mă, companiile rele, zice că strică năravurile bune sau așa ceva, dacă nu-i pângă cine. Dacă nu e o preocupare, e poezia lui Ionul Alexandru Seceta, zică te unul, măi Seceta, nu mai de apă, de sensibilitate și cultură. În satul acesta nu mai ai, Ionul Alexandru zice așa, unde într-un sat biserica e șeful satului într-un fel, unde Fogădeu, centrul e altul, Fogădeu e la noi. Râma după ce cască ochii mai era ca șerpele. Au venit oamenii că s-au căpătat om, merg în străinătate, un popor obosit. Ce fac acolo? Pe ăla e taicinic, Occidentul, nu predau. Ce fac treaba lor, ce fac? Pe când au venit aici, strică căsile, luxuri. Păi zice unul, s-a se construit numai o dată la 150 de ani. Era zea lui Van der Rohe, designul ăla. Bă, cât mai simplu, cu atât mai bine. În tinerețe, Ion a fost îndrăgostit, a trăit nebunia dragostei, acel amestec de pasiune, demență și tulburare obsesivă. Poate că neîmplinirea aceasta și gândul că nu-și poate duce neamul l-au influențat și au schimbat comportamentul. Tatăl i-a murit în urma Cernobâlului, mama i-a căzut la pat, paralizată, iar el a grijit de ea. Ion a avut multe frământări cu oamenii din sat și cu el. Toate acestea l-au schimbat. A devenit un om introvertit, iar în an de nerecunoscut.
terasamentul căi ferate spre alimentarea termocentrale Grozevești la ora 9 noaptea, întâlnesc o fată simplă de la țară. Ce faci tu noaptea? Deci am venit să-mi continui studii de la 3 ani la 4 ani la pedagogic. Unde dor, n-am unde. Mă duc la fata prodecanului de la botanică, Cristoreanu, din Buzura, din colo de la Cozrioara. Tu găzduiește fata. O săptămână. Ioane, zice, ne întâlnim. Apoi eu n-am mai mers. Zice, bă, Ioane, ce am așteptat, n-am luat examenul cum era de așteptat. Zice, tu mergi în Maramureș și te întâlnesc cu rădăcina originii tale. Și eu aș veni, dar nu cine m-a invitat. Ioane, am zis și o vorbă. Nu, apoi eu trebuia să-l ducă destinul lui Domnul bun. Poate dragostea, suferința i-au pervertit națiunea, însă i-au înmulțit virtuțile, bunătatea, smerenia, castitatea. Ion nu și-a îndulcit viața prin căsătorie. Semnul puterii lui a fost îngăduința. Măicuță, se pierim pe cale, că și noi suntem fii lacrimilor tale. Ce mai frumoasă rugăciune a fost de-a Sfântă Mărie pe betone, oameni simpli, oameni neregizați de nimeni, acest dumnezeiesc care nu știe înțelegi. Și al cântic așa, îmi cânta bunicul, zice, la, zice, trag în tău, carața-n tău, lasă trag așa-n vrut, zice, nu, trag în rău, carața-n tău, lasă trag așa-n vrut eu, trag în rău ca altul bine, lasă trag, mi se cuvine, și altul, zice, măr plugar cu plugurile, nivestele bac râzmâile, vânt plugar cu plugul în san, nivestele zag la pat, vai de mine tu muiere, lasă boii de jugat și la pat. Vai de mine, tu, muiere sănătoasă, ce-am lăsat, greu beteagă ce-am aflat. Oare mereu după popa ca să citească mazlea? Lasă-l după popa în rău, e o cantă și un canceu și te epăiesc pe rău. Până-i dai un fogă dău cu o cupă și cu o felic, bugă la o muiere, când atrege are mere. Tăceți frumoasă. No. Și pânceați frumoase discuțiile. Că nu trebuie să ajungem nici la un rezultat, mă, ca pe eu mă interesează de poliție. Am stat mult de vorbă cu Ion China. M-am apropiat de casă. Pridvor era plin de cărți importante, filozofie, inginerie, istorie, religie. Ion vorbește debordant despre tot ce e pe lumea asta, despre deportarea evreilor, despre valori, despre confucianism, despre politicile din România. Știe istoria satului, știe rânduiala, îi cunoaște pe oamenii de vază din Rohia și din împrejurimi. Nu se plânge, are demnitate. Cel mai mult vorbește despre casă, despre părinți și este mândru de neamul lui. Ion acceptă cu greu să intre în intimitatea lui. După ce ne-am citit unul pe celălalt, am pătruns pentru câteva clipe în casă și pe perete am văzut strălucind icoana Maicii Domnului, protejată de un ștergar făcut de mama lui, la grindă, flori uscate, păstrate din adolescență, o zare de bucurie. La dreapta, divanul cu zestre al mamei sale. Casa lui Ion este un teritoriu haotic care s-a transformat în cosmos. A fost însuflețită printr-un sacrificiu. Acoperișul are ochișori, iar vatra are sete de viață și durată, ca semn al credinței în Dumnezeu. Locul a fost bine ales de neamul lui, prin metode numai de ei știute. Când ajungi aici, simți duhul locului.
Pietru-i, Doamne, e pământul. Negru, Doamne, e pământul. Da, mai negru, e urâtul. Da, mai negru, e urât. Stăm de toamnă lungă. Din om te face neomul. Din om te face neomul. Ai durni și nu-ți somnul. Ai durni și nu-ți somn. No, fii atent, Ion, norocul nostru. Brânduș. Cumva ai văzut pe unde ai trecut, un zid părăsit și neisprăvit, la loc de grindiș, la verdea luniș? Ba, Doamne, am văzut pe unde am trecut, un zid părăsit și neisprăvit. Câinii cum îl văd, la el se reped și latra pustiu și urla morțiu. Părțit de un China și mi-au venit în minte următoarele cuvinte ale lui Tagore. M-am culcat și am visat că viața era fericire. M-am trezit și am văzut că viața este datorie. Mi-am făcut datoria și a venit fericirea.